Bun găsit, dragii telespectatori! Alături de mine se află părintele Vasile Grigorescu. Bine ați venit! Bună seara și bine ați venit în emisiunea noastră. În această seară vom vorbi despre bobotează, dar și despre botezul creștin. Pentru mulți dintre noi, aceste sărbători au trecut. Această sărbătoare, de fapt, vorbim de bobotează, a trecut deja. Pentru alții însă urmează pe rit Da, vechi. Depinde acum ce calendar avem în mintea noastră sau în sufletul nostru. Pe de altă parte, vom vorbi și despre botezul creștin, o rânduială instituită de Mântuitorul Isus. Haideți să începem cu boboteaza. sigur. Mai întâi să zic la mulți ani de Ziua Culturii Naționale. Așa este, la mulți ani. Astăzi, 15 ianuarie, ziua în care s-a născut Mihail Eminescu, în 1850. Și bine s-au gândit cei care s-au gândit să Marcheze această zi marcheze importantă. această zi importantă, Ziua Culturii Naționale. Acest om minunat, Mihai Eminescu, care a trăit doar 39 de ani Și în care timp în și care de ne-a care lăsat o sunt, avere nemăsurată. geniu poeziei românești și poet al culturii universale. Așadar, pentru seara de aceasta, bobotează și botezul creștin. Este a doua sărbătoare, bobotează, praznic împărătesc. După, din anul acesta, prima sărbătoare fiind 1 ianuarie, tăierea împrejur a pruncului Iisus. Praznic împărătesc, pentru că ne amintește de actul dumnezeiesc pe care l-a săvârșit Sfântul Ioan Botezătorul asupra Domnului Iisus Hristos, Fiului Dumnezeu. Și este bine să citesc despre bobotează din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 3. Să auzim. În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. Se știe că Ioan Botezătorul a fost rânduit de la Dumnezeu cu această înaltă misiune de a pregăti calea venirii Mântuitorului Isus. Și stând, Ioan Botezătorul spunea: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Împărăție care a fost închisă prin neascultarea protopărinților noștri, Adam și Eva. El este acela despre care a zis prorocul Isaia: glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui. Așadar, iată, despre Ioan Botezătorul s-a spus cu sute de ani înainte de venirea Mântuitorului, înainte de a fi Ioan Botezătorul. Și prorocul Isaia a trăit cu 8 veacuri înainte. Și iată, s-a profețit despre el. Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă și cingătoare de piele în prejurul mijlocului, iar hrana lui era lăcuste și miere sălbatică. Este cel mai mare ascet pe care îl cunoaște lumea. Ascet, adică om care întru totul s-a despătimit. Adică nimic din cele pământești n-a pus stăpânire pe el. Și călugării, ați văzut că îi poartă haină lungă, ca și preotul, dar călugării și cingătoare de piele. Ce semnifică această cingătoare?
așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel, stați încinși cu adevărul. Da. Deci simbol, încinși cu adevărul. Și iată călugării poartă această cingătoare de piele, imitând pe marele ascet al lumii întregi, Ioan Botezătorul. Atunci au ieșit la el Ierusalimul și toată Iudeea și toată împrejurimea Iordanului și erau botezați de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Dar văzând Ioan pe mulți dintre farisei și saducei venind la botez, le-a zis: pui de vipere, cine va arăta să fugiți de mânia cea va să fie? Faceți deci roadă vrenică de pocăință. Și să nu credeți că puteți zice în voi înși vă, avem părinte pe Avram. Căci vă spun că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fiii lui Avram. Sigur, aici putem înțelege în două moduri, și din pietrele acestea, anume din cei împietriți la inimă, pot, Dumnezeu îi poate să îi transforme, să îi facă fia lui Avram. Și se referă poate și la neamuri care erau socotiți, îndepărtați de Dumnezeu, reci față de mărturisirea adevărului că există un Dumnezeu și că trebuie să împlinim voia Lui. Și într-adevăr, multe inimi de-a lungul veacurilor împietrite s-au încălzit de har și l-au mărturisit pe Dumnezeu. Faceți, dași, roadă vrenice de pocăință. Iată, securea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. Așadar, nu este de ajuns să mărturisești adevărul, dar să și-l împlinești, ceea ce a spus Dumnezeu. Eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Lui nu sunt vrenii să-i duc încălțămintea. Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Așadar, botezul lui Ioan a fost un botez, un ritual, un botez ca o purificare, ca o trezire spre îndreptare. Deci n-a fost un botez al iertării păcatelor, pentru iertarea păcatelor, ci a fost un botez de pocăință, de pregătire pentru a putea primi pe Domnul Iisus Hristos. De unde sau cine l-a sfătuit să facă acest lucru? De unde i-a venit lui ideea să facă asta? Ne spune Sfântul Evanghelist Ioan. Și este bine, mulțumesc pentru întrebare, mă așteptam să o puneți, de multe pentru ori că aveți o minte foarte curioasă, sclipitoare, curioasă. Așa și suntem noi femeile, mai curioase din fire. Nu numai femeile. Nu, dar este bine să știm, să nu se înțeleagă greșit. Și bărbații sunt curioși, bineînțeles, dar eu dimpotrivă. Dar să știți că foarte mulți copii pun astfel de întrebări. Și iată ce spune. Este bine să știm de ce se întâmplă anumite lucruri sau de ce s-au întâmplat. Și-a mărturisit Ioan zicând: am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și a rămas peste el. Și eu nu-l cunoșteam pe el, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă
Acela mi-a zis, peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste el, acela este cel ce botează cu Duh Sfânt. Și am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Deci, el a fost trimis de Dumnezeu. Să facă botez și în același timp să se descopere cel care este Mântuitorul și care va veni să boteze cu Duh Sfânt. Sigur. Și, deci, trimis de Dumnezeu. Și iată, așa cum am zis mai înainte, a și fost profețit că va face lucrul acesta, va pregăti pe oameni ca să poată primi pe Mântuitorul, zice, glasul celui ce strigă în pustie. În două înțelesuri. Și că se afla în pustia Iordanului, dar și că strigă în pustie, în inimi pustiite, golite de viață. Pentru că a trăi viața însemnează a trăi în adevăr, în bine, împlinind binele. Un om care își trăiește viața păcătuind, acela nu trăiește viața, ci își bajocorește, se bajocorește. Așadar, Ioan a mers să boteze spre pocăință, trimis de Dumnezeu și iată, deja cu sute de ani, rânduit să împlinească lucrul acesta. Iată, eu nu sunt vrednic, cel ce vine după mine, să-i duc încălțămintea. Cât de mic se simțea, se socotea, se vedea pe el raportat la cel ce este Fiul lui Dumnezeu, Domnul Hristos. Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Duhul Sfânt care purcede de la Tatăl și de care Fiul este plin, va aduce în cel și peste cel care se coboară ceea ce are Fiul, adică Iisus Hristos. Și cu foc, focul are proprietatea de arde, așadar arde păcatul. Curăță. De multe ori Mântuitorul dădea, ca exemplu, și Sfinții Apostoli, vorbea despre foc care arde impuritățile. Sau vorbind despre foc care face ca aurul să rămână curat, el mistuind impuritățile. El are lopata în mână și va curăți aria sa și va aduna grâul în jiniță, iar pleava o va arde cu foc nestins. Va aduna grâul în jiniță, va curăți aria sa, adică va curăți pe toți cei care îi are și care vin spre el. Și va aduna grâul în jiniță, iar pleava o va arde cu foc nestins. În mod deosebit, sigur, și la a doua venire a Mântuitorului, când va zice celor de-a stânga, așa cum spune Mântuitorul și este consemnat de Sfântul Evanghelist Matei, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic. În acest timp a venit Iisus din Galileea la Iordan către Ioan ca să se boteze de către el. Ioan însă îl oprea zicând, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine?
Și răspunzând, Iisus a zis către el, lasă acum, că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci l-a lăsat. De ce a venit Iisus la Ioan să fie botezat? Ioan boteza spre pocăință. Pe cei care trebuiau să se pregătească pentru a-L primi pe Mântuitor. Dar Iisus avea nevoie de pocăință? Adică să se pocăiască pentru că El nu avea păcat. Să se pregătească pentru a se primi pe El? Nonsens. El a venit la Ioan ca să arate că lucrarea pe care o face Ioan este de la Dumnezeu, că este rânduit de Dumnezeu, că este porunca lui Dumnezeu, este legea lui Dumnezeu dată lui Ioan să boteze. Și Iisus Domnul n-a venit să strice legea, ci să o împlinească. Deci iată vine ca om să împlinească legea pe care a dat-o Dumnezeu lui Ioan. Ioan a fost un mare proroc. Iată, îl vedem proroc încă din pântecele mamei lui. Când Fecioara Maria, după ce a primit buna vestire că va naște pe Fiul lui Dumnezeu și deja când a zis fie, s-a produs zămislirea în pântecele ei, ea se duce la Elisabeta, mama lui Ioan. Mama lui Ioan Botezătorul, care era însărcinată în 6 luni. Și când intră pe ușe, o salută pe Elisabeta. Și Elisabeta zice, de unde mie cinstea aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? În momentul când am auzit salutul tău, a săltat de bucurie în pântece fiul meu. Deci iată, Ioan, prunc în pântecele mamei sale, a săltat de bucurie pe Iisus, care era prunc și el. De-abia zămislit în pântecele mamei sale. Ioan Botezătorul este cel mai mare profet al tuturor timpurilor. El este numit pecetea celor două testamente. Cel care face legătura dintre Vechiul Testament și Noul Testament. Și iată, el așa de mic se simțea înaintea lui Iisus, că a zis, nici încălțămintea nu sunt în stare să ți-o duc. Și în alte evanghelii spune, nici n-am calitatea, nu îndrăznesc nici să-ți dezleg cureaua încălțămintelor tale. Deci Mântuitorul, ca om, vine la Ioan Botezătorul să fie botezat pentru ca să arate că el împlinește legea pe care a dat-o Dumnezeu lui Ioan. Lasă acum, că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Care dreptate? Vedem mai departe. Ca să fie cunoscut dreptatea, să fie cunoscut omenirii că Iisus este mielul lui Dumnezeu, că este Fiul lui Dumnezeu, că a venit pentru mântuirea neamului omenesc. Și pentru respectarea
legii, nu pentru a fi deasupra și ei. Și a desăvârși-o în același timp. Că ce se întâmplă mai departe? În momentul când s-a botezat, îndată ce a ieșit din apă, iată, cerurile s-au deschis. Cum putem înțelege asta? Ce ar trebui să ne imaginăm? Cerul a fost închis până la Iisus. Nimeni nu ajungea în împărăția cerurilor. Pentru că toți eram sub blestemul legii, al păcatului. Așa cum noi am mai vorbit aici, cine poate sau care om poate să spună că el întru totul respectă legea lui Dumnezeu? Așa cum a zis Mântuitorul, și dacă gândești păcatul, ai și greșit, ai și păcătuit. Și cel ce păcătuiește, automat arată că s-a îndepărtat de Dumnezeu, n-a mai ascultat de Dumnezeu. Adică cel ce a făcut altceva decât zice Dumnezeu, te-a îndepărtat de Dumnezeu. Neascultarea asta înseamnă îndepărtare de Dumnezeu. Și până la Iisus nimeni nu ajungea în cer. Și iată ce spune, iată cerurile s-au deschis. Deci s-a făcut, ca a zis Ioan la început, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și cine deschide împărăția cerurilor? Iisus, Domnul, Fiul lui Dumnezeu. Și acum cerurile s-au deschis. Și a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se ca un porumbel și venind peste el. Deci iată, și glas din ceruri s-a auzit, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Deci îl lasă ca să se împlinească toată dreptatea, să se descopere că Dumnezeu este treime de persoane. Tatăl prin glas, care a zis, acesta este Fiul meu, Fiul cel care, asupra, peste care s-a coborât Duhul Sfânt și Duhul Sfânt care s-a văzut în chip de porumbel. Acesta este Fiul cel iubit întru care am binevoit. Aici înțelegem că Logosul, Fiul, Cuvântul, Cel prin care și pentru care toate s-au creat, și-a împropriat natura omenească pe care a luat-o din pântecele Fecioarei Maria și a devenit și natura omenească îndumnezeită datorită împroprierii pe care a făcut-o firea dumnezeiască. Și a devenit una. Și atunci când, deci în Iisus, Dumnezeu om este dumnezeirea întreagă. Și Tatăl și Duhul Sfânt, în care am binevoit, pentru că în Iisus toată plinătatea dumnezeirii este. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, spune Iisus lui Filip, că a întrebat Filip, arată-ne pe Tatăl. Pe Filip, atâta vreme sunt cu voi și n-ați înțeles că eu sunt în Tatăl și Tatăl întru mine. Eu și Tatăl una suntem. Deci, iată, boboteaza se mai numește și Epifania, anume arătarea, descoperirea lui Dumnezeu. Și avem două astfel de descoperiri foarte clare,
Dumnezeu treime de persoane. La botezul Domnului Hristos și la schimbarea la fața Domnului Hristos. Boboteaza, așa cum am spus, este praznic împărătesc. Ați spus cândva că nu toate sărbătorile pot fi considerate praznice împărătești. Am mai vorbit despre asta, dar v-aș ruga să reamintim care dintre toate sărbători acele, sau cum le deosebim. Toate acele zile care fac referire la acte mântuitoare ale Domnului Hristos. Nașterea, tăierea împrejur, boboteaza, jertfa de pe cruce, cu toate că este zi de vinerea patimilor, este zi de întristare. Dar pentru a noastră mântuire s-a jertfit. Întristare pentru că a trebuit să moară pentru noi. Și că a suferit atât. Învierea, înălțarea, pogorârea Duhului Sfânt, schimbarea la față. Sunt unele culte neoprotestante, când zicem protestant sau neoprotestant, cel care protestează, înțelegi? Și care învață că omul trebuie să se boteze precum Iisus Hristos la maturitate. Ca să aleagă singur ce cale vrea să urmeze. Dar Domnul Hristos s-a botezat la 30 de ani pentru că este vârsta, în vremea aceea a fost vârsta și este și acum, a deplinei maturități. Când avea voie după lege să meargă, să învețe, să propovăduiască. El n-avea cum să fie primit de când era prunc de către oameni. Cine îl băga în seamă? Chiar dacă făcea minuni. Da. Așa cum se spune în Sfânta Tradiție, că el, copil fiind, intervenea când se strica vreo jucărie a vreunui alt copil și plângea să-i o repare. Și cunosc o povestioară, de când eram și eu copil, îmi povestea mama, Doamne, ce minunat! Când eram eu copil, acasă, n-aveam curent electric. Și asta în 1948, m-am născut în 1940, dacă n-am început eu să înțeleg. Și mama seara, la lumina lămpii, ne povestea. Printre alte istorioare, povestiri frumoase, a fost și aceasta că odată un copil a reușit să facă din humă, din noroi, cum zicem noi, o păsărică, o vrăbiuță. Și alt copil, din invidie, că a reușit să facă, i-a stricat-o. Și a plâns, tare mult a plâns copilul. Și copilul Iisus i-a fost milă și se apropie de el și îi spune, nu mai plângi, hai că-ți fac eu una și hai să te bucuri. Hai să facem împreună. Și a mai făcut încă o păsărică și zice, ia să vezi. Și a suflat asupra ei. Și a zburat. Și a prins, a fâlfâit din aripi și a zburat. Ce am vrut să spun, el a făcut minuni și când era copil, dar cine îl băga în seamă? Ne aducem aminte la vârsta de 12 ani în templu. Au uimit pe cei ce-l ascultau și se întrebau de unde este acesta atâta înțelepciune. Îl știm că este fiul lui Iosif. Dar iată, a trebuit să ajungă la vârsta de pline maturități
ca să aibă voie să meargă în lume să propovăduiască și să fie crezut. Și să fie credibil, să fie crezut. Da. Dar, repet, s-a botezat nu pentru că avea nevoie de botez, ci pentru, s-a botezat pentru a pune început misiunii sale, că imediat după aceasta, după botez, s-a dus și a postit 40 de zile și 40 de nopți și apoi, după postire, a mers în lume să propovăduiască zicând, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Așadar, bobotează praznic împărătesc. S-a deschis cerul, s-a sfințit firea apelor, pentru că prin botez apele s-au sfințit, apoi să se descopere lumii că este Fiul lui Dumnezeu, să se pocăiască oamenii, să se pregătească pentru a-L putea primi și în același timp s-a descoperit dogma fundamentală a Bisericii Ortodoxe, Dumnezeu este treime de persoane. Botezul lui Ioan n-are nicio legătură cu botezul creștin. Adică nu se poate face o trecere de aici, care, repet, a fost un ritual, o pregătire pentru primirea lui Hristos. Botezul creștin este cu totul deosebit de botezul lui Ioan. Botezul creștin a fost instituit de Domnul Hristos după învierea sa, când a venit în fața ucenicilor și le-a zis, dat-mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Deci botezul cu care noi ne botezăm, botezul creștin, este instituit de Domnul Hristos după învierea sa. Dat-mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. De ce? Pentru că el a împlinit voia lui Dumnezeu. Dar până atunci nu avea? El nu a venit atotputernic pe pământ? A venit toată, sigur, atotputernic ca Dumnezeu. Puternic și ca om. Dar toată puterea a avut-o atunci în momentul când a zis săvârșitul sa. Că a împlinit actul răscumpărării din robia păcatului, ștergând păcatul și în același timp, având toată puterea și s-a arătat biruind moartea prin înviere. Pentru că după înviere, Domnul Hristos n-a mai avut cu firea omenească nevoie de a mânca, de a se odihni. Adică toate afectele pe care le are un om au fost biruite, șterse, anulate. El nu mai putea după înviere să fie încarcerat, prins, bătut, omorât, pentru că firea lui omenească, natura sa omenească, firea, el ca om, cu totul s-a îndumnezeit.
dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Adică pretutinde. Mergând învățați toate neamurile, botezându-le. Deci iată, prin botez, așa cum vom vedea, noi ne naștem din nou. Și ce spune? Foarte important. Eu cu voi sunt în toate zilele. Înțelegem că botezul pe care îl oficiază preotul în biserică, preotul în chip nevăzut este, în primul rând, Domnul Hristos. El este adevăratul săvârșitor al acestui act. Acestui act și toate actele Sfintelor Taine. Și la spovedanie, și la împărtășire, și la cununie, și la maslu, și la toate. Că preotul zice numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, deci nu zice numele său. Și adevăratul săvârșitor al tainelor, începând cu botezul, este Domnul Iisus Hristos. Preotul nu este decât un ispravnic. Vom explica lucrul acesta în emisiunea viitoare, când vom vorbi despre rânduiala Sfântului Botez. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Deci El este Cel ce săvârșește. Și există un sfârșit al veacului sau pentru că... Al acestei lumi. Când spune sfârșitul veacului, al acestei vieți pe care o ducem în condițiile acestea, în lumea aceasta. Și noi am vorbit, atunci când va veni Mântuitorul, nu va mai exista timpul și spațiul acesta. Al acestei existențe, al acestui veac. La asta se referă la sfârșit. Când zicem veac, zicem viață trăită, trai. Da. Zic că ți-ai trăit veacul. Ți-ai trăit traiul, da. Viața. Botezul creștin, deci acesta este instituit de Mântuitorul. Ce spune Mântuitorul? Într-o vorbire cu un om de seamă al vremii de atunci, Nicodim. De nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. De ce apă? Pentru că, așa cum am spus, la începutul lumii, spune în Cartea Facerii, Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Acea apă de atunci, cu totul deosebită de apa de acum, în sânul acelei ape, am mai vorbit lucrul acesta, era în mod virtual, potențial, toate existențele ce aveau să apară, să fie. Și am dat un exemplu, așa cum în bobul de grâu, virtual, este spicul ce are să apară. Prin căldură și lumină. Și Duhul Sfânt care se purta pe deasupra apelor era Cel care aducea căldura de viață asupra celor ce aveau să apară.
Și cum vom vorbi în emisiunea viitoare, prin invocarea Duhului Sfânt de către preot, la botez să se sfințească apa din cristelniță, acea apă devine asemenea acele ape dintr-un început, de la facerea lumii. Deci, cine nu se va naște din apă, și totodată apa are însușirea de a spăla. Da. Iată, spală păcatul. Și din Duh, Duhul Sfânt care purifică, care aduce pe Hristos de te îmbracă cu El, cum vom vedea. Sfântul Grigore, teologul, vorbește despre trei feluri de nașteri. Naștere după trup, naștere din botez și naștere din înviere. După trup, cum ne naștem din scumpele noastre mame. Din naștere botez. Din botez, o nouă făptură. Îmbrăcați în Hristos. Și naștere din înviere, atunci când trupurile noastre vor învia și vor fi asemenea trupului Hristos după înviere. O nouă naștere a trupului și a vieții noastre, care va fi veșnică, veșnică înaintare spre Dumnezeu. Botezul creștin, cât în Hristos Iisus ne-am botezat, într-o moarte a Lui ne-am botezat. Ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, altoiți pe El, vom fi părtași învierii Lui, spune Sfântul Pavel, apostol în Epistola către Romani. Deci noi, prin botez, intrăm în moarte cu Hristos. Prin botez ne altoim pe Hristos și intrăm în moarte cu Hristos, așa cum s-a mai spus, asumându-și păcatele noastre, intră cu trupul în moarte și odată cu moartea trupului său se omoară și trupurile noastre pe care El și le-a asumat în natura sa omenească. Căci în Hristos, așadar, intrând în moarte cu Hristos, prin botez, se omoară păcatul strămoșesc cu care ne naștem, iar dacă cineva se botează la o vârstă mai înaintată, chiar și păcatele se acestuia, iartă și păcatele personale. Și știm lucrul acesta la începutul creștinismului. Sigur, atunci se propovăduia botezul, Evanghelia. Mulți s-au botezat. Și mulți s-au botezat la vârsta când au primit și s-au convertit. Da. Și totodată și pe cei ai casei, cum vom vedea mai departe, din familie. Cumva acest botez poate fi considerat și modul prin care îl recunoaștem pe Dumnezeu, modul prin care noi recunoaștem că vrem să fim creștini. Trecem la o altă etapă. Sau... Este primul act de a putea primi celelalte sfinte taine. Prima taină este înscrierea, să zicem. Devii membru al bisericii. Așa cum copilul prima dată se înscrie la școală. La ce vârstă? La vârsta aceea, eu știu, la de șase ani, de când se înscrie la acolo. La clasa zero. Ce mai fi și asta? Clasa zero. Așa au zis mai marii noștri, da. Așa primim. Nu zicem noi mereu că începem de la zero? Da.
De aici, probabil, le-a venit și ideea. Să începem cu adevărat de nu, la zero. Începutul e cu 1, nu e cu 0. Nu, dar noi tot timpul spunem că am luat-o de la 0, am început de la 0. Și da, cred da, că, până la urmă, am fi spus să începem cu adevărat de la 0. Și cu nimicul. Cu nimicul, da. Da. Primul pas este botezul. Fără acest botez, noi nu putem merge la biserică, nu putem să ne împărtășim, nu putem să ne spovedim. Nu putem primi celelalte sfinte taine mântuitoare. Păi, dacă nu te înscrii în școală, cum să treci școală? Cum să frecventezi cursurile? Deci este înscrierea în cartea vieții. Înscrierea în trupul lui Hristos, biserică. Deci nu poți, ca și la școală, cum dacă nu te înscrii la școală, nu poți face nu poți urma parte cursurile. Din trupul de elevi. Nu poți urma cursurile. Și chiar dacă te duci la cursuri, nimeni nu te bagă în seamă, nu-ți cere vreo părere. Nu te notează acolo ca să poți să te poți socoti că ai urmat cursurile și că promovezi niște cursuri. Căci în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Deci prin botez, noi ne îmbrăcăm în Hristos. Adică cum? În lumină. Vă aduceți aminte de pilda fiului risipitor. Când Domnul Hristos spune, dați-i haina cea bună. Adică îmbrăcați-l în lumină. Îmbrăcați-l cu haina pe care, dați-i haina pe care a pierdut-o. Da. Acolo este vorba de pocăință, de spovedanie. Aici este început de copila lui Dumnezeu, de fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul nostru ne-a mântuit după a lui îndurare, prin baia nașterii cele de-a doua și prin înnoirea Duhului Sfânt, spune Sfântul Pavel în epistola către Tit, un ucenic al lui, pe care l-a așezat episcop în Creta. Iată, botezul este baia nașterii cele de-a doua, o nouă naștere. Și prin înnoirea Duhului Sfânt, se noiește Duhul Sfânt, adică te sfințește. Duhul Sfânt, Dumnezeu este prin Duhul Sfânt îți poartă de grijă. Deci Dumnezeu este creator, proniator, adică purtător de grijă, mântuitor, sfințitor. Deci prin botez, botezându-te, Duhul Sfânt poate lucra asupra ta ca să te mântuiască, să te sfințească, să-L aducă pe Hristos în tine și să se extindă cele ale Domnului Hristos și Duhul Sfânt să te lumineze ca să poți împlini cele ce ne spune Domnul Hristos. Deci înnoirea Duhului Sfânt. Botezul a luat locul tăierii împrejur care se făcea pruncilor, despre care am vorbit în emisiunea trecută. Tăierea împrejur a pruncului Iisus, care se făcea la 8 zile de la naștere. Iată și botezul, la început botezul se făcea la 8 zile. Odată cu tăierea împrejur. Luând locul tăierii împrejur. Și spune acolo în carte, înainte de Sfânta Liturghie, duminica, ca apoi, atunci când este momentul ca să se împărtășească credincioșii,
cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, să fie adus și pruncul la preot în fața Sfântului Altar să se împărtășească. Dar acum obiceiurile sunt altele. Botezul a fost preînchipuit sau închipuit de arca lui Noe, spune Sfântul Apostol Petru în Epistola sa întâia. Sfântul Pavel spune că botezul a fost închipuit de trecerea prin Marea Roșie a poporului evreu când a fost eliberat din robia egipteană. Se impune botezul pruncilor. Căci a zis Mântuitorul, de nu se va naște din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția cerurilor. Dacă tăierea împrejur s-a impus pruncilor la 8 zile de la naștere și tăierea împrejur, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, tăierea împrejur i-a luat locul botezul, așa că este absolut nevoie pruncii să fie botezați. Dacă arca lui Noe a închipuit botezul, dacă trecerea prin Marea Roșie a închipuit botezul și au fost copii, prunci care au trecut prin Marea Roșie, așadar se impune botezul pruncilor. Și iată, găsim în Noul Testament că prunci au fost botezați. Iată, s-au botezat mulți locuitori din Samaria. Merge Sfântul Apostol Petru, merge și Sfântul Ioan și al Sfinții Apostoli și botează pe locuitorii din Samaria. Sfântul Apostol Petru a botezat pe sutașul Corneliu și pe toți ai lui. Sutașul Corneliu a avut o vedenie. Un înger i-a spus să cheme pe Petru la el. Și Petru a avut iarăși în concomitent o descoperire cum se pogoară, când era el în rugăciune, se coboară, vine în fața lui o față de masă cu multe mâncăruri, printre care și mâncăruri din animale, de la animale care erau oprite de legea lui Moise, anume care nu rumegă și n-au copita despicată. Și se oprește și îi se spune în vedenie, mănâncă, ia și mănâncă. Niciodată n-a mâncat ceva necurat. Și îi se spune, ceea ce Dumnezeu îți dă și curăță, tu s-o cotești necurat? Și în momentul acesta strigă cineva la poartă, unde era el, unde se afla, în casa aceea. Trimiși de Corneliu sutașu să vină la Corneliu, că, sigur, pentru a sta de vorbă cu el. Și-a înțeles Petru ca să meargă la Corneliu, pentru că în vremea aceea iudeii n-aveau voie să vorbească cu păgânii. Și lucrul acesta era oprit și apostolii să nu stea de vorbă cu neamurile. Să n-aibă nimic de a face cu neamurile. Și acum Petru înțelege prin vedenia aceasta că și neamurile sunt chemate la mântuire. Și merge Petru la Corneliu,
stă de vorbă cu acesta și îl botează pe el și pe toți ai lui. Se înțelege și copii. Da. Sfântul Pavel a botezat pe Lidia din cetatea Tiatirilor și casa ei. Adică toți membrii familiei. Pe toți membrii casei. Sfântul Pavel a botezat pe temnicerul din Filipi și pe toți ai lui. Ce s-a întâmplat? Pavel împreună cu alt ucenic al său, Sila, au fost arestați, băgați în închisoare. Și aici spune la cartea Faptele Apostolilor că au fost băgați și în butuci. Picioarele, mâinile, prinși și în butuci. Da. Noaptea a fost un cutremur. Și s-au răsturnat. Și s-au deschis porțile, ușile temniții, porțile și butucii de pe, s-au desfăcut de la picioare și mâini. Paznicul, temnicerul, văzând că ușile, porțile sunt deschise, a crezut că au fugit cei ce erau închiși. Și voia să se sinucidă. Era pedeapsă cu moartea cel care nu-și făcea datoria. Da. Și Pavel strigă, nu, nu, să nu te omori, suntem aici. N-am plecat. Și acest temnicer se aruncă la picioarele lui Iisus, la picioarele lui Pavel. Ce să fac? Cutremurat. Și-a dat seama, ei puteau să plece, dar iată, n-au plecat. Pavel intenționat n-a plecat, că știa că dacă pleacă, ăsta va fi pedepsit cu moartea de către comandanți. Și temnicerul ia lea acasă pe Pavel și pe ucenicul său Sila. Și după ce stă de vorbă cu el și cu aicasii, îi botează pe toți. Deci iată și pe copii. Casa lui Ștefanas botează Sfântul Pavel. Se înțelege pe toți aicasii. Așadar, este absolut nevoie și botezul prunce, prunce să fie botezați. Omul să fie botezat de la vârsta prunciei, repet, pentru că nimeni nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu dacă nu este născut din nou, din apă și din Duh, așa a spus Mântuitorul. Așadar, cine mărturisește credința în numele pruncului? Nașul. Pentru că pruncul n-are nu cum poate. Să... Pentru că, iată, vedem și la... La nunta din Cana Galilei era un nun, naș. Da. Când Mântuitorul l-a transformat apa în vin, a zis, duceți acum nunului. Fantastic. Așa zic și creștini, acești neoprotestanți. În Biblia lor, în Evanghelia lor, nu zice duceți nunului, duceți unului. Unului ce înseamnă? Care în capul mesii. Pe cine stă în capul mesii? Da. Unul așa, numai ca să nu zică naș. Da, să nu respecte. Dar întreb acum, de ce la botez, de exemplu, am înțeles că nașul este cel care zice, sau nașa, depinde de situație. De ce nu părinții nu fac asta? Pentru de ce nu-și asumă părintele? Pentru că este o naștere spirituală. Și trebuie un alt părinte. Un alt părinte. Naștere spirituală. Iată, Dumnezeu, Mântuitorul primește credința unora pentru binele altora. Vedem când a fost dus slăbănogul de cei patru prieteni ai lui în fața lui Iisus, coborându-l prin acoperiș. Și văzând credința lor, zice Iisus, a zis slăbănogului, iertate sunt păcatele.
Deci, văzând credința lor, a celor patru care l-au dus, sau sutașul căruia i-a vindecat pe slujitorul său, fie ție după cum ai crezut, cere sutașul în locul slujitorului tămăduire. Femeia ananiancă cere în locul fiicei sale care era demonizată tămăduire, fie ție după cum ai crezut. Așadar, botezul creștin este o naștere din nou. Este o taină dumnezeiască. Este naștere de sus. Ușa de intrare în biserică pentru primirea celorlalte sfinte taine mântuitoare. Este botezul începutul. Creștin poate fi, este acesta cu apă, din apă și duh, din duh, dar poate fi și botezul sângelui, adică cei care nu au fost botezați așa din apă și duh, dar au fost martirizați. Cum spune acolo Domnul Hristos, fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelor este împărăția cerurilor. Și mai există un botez creștin al dorinței. De exemplu, ești singur și n-are cine să te boteze. Sau nu vrea cineva să fie nașul tău să... Pentru nu, n-are cine să zică... Oficieze botezul. Oficieze. Se botează robul Dumnezeu în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. N-are cine, nu e nimeni lângă tine să te boteze. Și tu dorind să fii botezat, se socotește acesta botezul dorinței. Dar se întâmplă ca multe cupluri să caute nași pentru prunc și să nu găsească. Și atunci se întârzie, se amână botezul. Într-un final se găsește o soluție. Da, se întâmplă. Despre asta... Când nu e nimeni, ești în pustiu, ești exilat. Am înțeles la ce situație v-ați referit. Care a fost cândva. Da. Cândva. Se poate întâmpla și asta. Vom vorbi pe larg despre botezul, rânduiala botezului data viitoare. Noi vă mulțumim că ați fost alături în această seară. Am aflat alte lucruri interesante despre bobotează și despre botezul creștin. Vom continua săptămâna viitoare cu rânduiala botezului creștin sau Sfântului Botez. Vom fi aici la ora 21. Vă așteptăm cu drag. Pe curând!